Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Eu sunt Dave și astăzi o să jucăm pe online puțin, așa cât de cât. Ne aflăm în Taranto, nu Bari, Taranto, e unul lângă altul. Ca și locație. Și suntem pe online, ceea ce înseamnă că o să avem mult mai puțin trafic și oameni. Și da, suntem cu Renault-ul. Ăla, știți voi care. O să mă bag aici, dar ca să cercetez. Și o să ieșim. Să ne continuăm drumul. Mamă. Chiar, pentru cei ce nu știu, îți iei bani dacă nu... Ai luminile aprinse pe timp de noapte. Deci cred că se știe asta. Chiar. Trebuie să încerc ceva să văd dacă merge. Dar nu mai știu exact care era comanda. Vedeți voi, există o comandă. /h. Există o comandă cu care puteți să te repari. Asta e ideea. Fix. /fix era. Ce mi se pare foarte utilă pe online, adică gen... Dacă îți dai îți iei damage din cauza unuia, ai dat /fix și te-ai reparat. Da, nu știu dacă merge și la remorca sau nu. Vedeți? Aia, nu mai știu să vă spun. Ideea e simplă, apeși Y ca să deschizi chat-ul. Dai rapid un /fix. Și aia e comanda. Bun, am mai să revenim la cursa noastră. Și cred că trebuie să opresc ștergătoarele. Gata. Place Renault-ul ăsta când Nicole se duce cât de cât. Sincer. Și aici suntem limitați. Aoleu, noi trebuie să coborăm acolo de pe altă stradă. Ce tare. Și ca să coborăm acolo trebuie să mergem până în capăt. Drăguț, ce pot să zic? Nu e chiar cel mai complicat lucru, dar nici cel mai fain. Dar na, pentru roleplay merge. Băgăm semnal aici, că părăsim autostrada. Oprim semnalul. Și... Ce mai faceți? Cum vă mai e viața? Familia? Copii? Uitați, eu am preluat ce cu fulgii de zăpadă în mijlocul verii. Păi, ok, ce trebuie. Vă zic. Și o să luăm o cursă scurtă și cred că o să mai băgăm încă o cursă scurtă, tot deodată. Vedem cum stăm cu timpul și cu ce evenimente rutiere pățim. Adică na. O să trebuie să fac o manevră aici. Merg aici așa. O să pun frână aici. Ok, și acum ne întoarcem, dăm linie, liniețul cu spatele. Ia. A patra cu spatele. A cincea cu spatele, wow. Mamă, 50 la ora cu spatele. Ce tare.
Bine, nici chiar 54-8, dar ați înțeles pe ideea. Zone industrială. Industrie, stai, italiană aici, Andrei, nu-i franceză, ușor. Îți stânga. Hop, idi, hop, hop. Și tu vrei să-mi spui că trebuie să merg până aici în curte să iau misiunea sau? Aparent mai era o intrare. Oh, that makes sense. Bursă transport, luăm cursa asta. Inițial voiam să iau alta mai lungă, dar eu lăsasem setările pe curse foarte lungi, că voiam să fac, să termin misiunea de Istanbul, că trebuie să faci curse lungi de nu știu cât zeci de kilometri și... Din păcate, după primii 200 de kilometri am renunțat, pentru că motive. Am dat 3 aici, uite așa o țără. Ce, dacă toți suntem aici? O să... Oh, olio, opr. O să vreau să facem chestia asta. Să intrăm la fiecare în curte. Vreau să intru la oameni în curte, să văd ce-mi zic. Asta nu zice nimic. Bun. Nu Delta, dar probabil nu o să mai circul pe aici des sau curând sau... Ați prins pe ideea. Și atunci n-are rost să... Nu cercetez locul dacă pot, dacă tot sunt aici lângă. Mamă, cum să și spart asta cu tragere de inimă, așa. Bun. Dăm așa o tură în cerc. Facem cerculețe pe aici, hai că facem. Era fain să puteți să faci drifturi cu tiră, dar cam prea out of context ar fi fost. Nu, opr. A apăsat din greșeală pe D și am virat. Și trebuia să virăm. Faine Renault-urile astea. Deși Renault nu e un producător de primă clasă, la tiruri totuși sunt foarte interesante. Cum sunt făcute ele, a? Tot mamie mi se pare. Posibil să mi se pare doar mie, dar e ok. Asta este, băieți, nu? Ok, și părăsim zona industrială și intrăm pe autostradă. Dăm semnal. Realizez că... De fapt... Posibil ca remorca să cântărească mai mult decât marfa de pe ea. Ce tragedie. Bari Catanzaro. Marana, nu știu ce înseamnă. Bun, luăm giratoriu? Nu luăm giratoriu. Hai că luăm o țură. Dar nu luăm prin mijloc, că nu e ok. Gironivarțios. Băi, dar ce-i în stânga? Ah, parcări. Cică. Băi, și eu mă puteam băga pe acolo, pe drumul ăla din stânga. Nu știu dacă vedeți, dar te poți băga fără restricții și pe ăsta din dreapta te poți băga, aparent. Ok. Dubios. Nu uitați că așa se iau giratoarele în Anglia, pe dreapta. Deci n-am greșit cu nimic.
scuzând faptul că geografic nu sunt în Anglia, dar asta e altă poveste. Trece în calea ferată, dar trenul tu, aoleu, câte tinează de transportăm noi sau acolo, voi vedeți? Nu știu dacă o vedeți, dar sunt identice. Da, trenul tuc, 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 da, eu mă tuc, tuc, tuc. Da, tu mai stai, stai, stai. Oh, gata, ok, ok. Mă liniștesc. Ia, și-am intrat pe autostradă. Catanzaro, Catanzaro, Catanzaro. Nu știu, nu sunt italian, nu mă judecați. Da. Va trebui să fac test de ADN-a. Să vedem ce sunt cu adevărat. Oare ce sunt cu adevărat? Și nu, om, nu-i un răspuns. Opa. Hai să mă încadrez, să țin banda. Frumos. Și continuăm în continuare. Pe autostradă. Nu le suport astea care sunt așa șerpuite, adică sunt ceva gen, bă, ați avut câmp, ați avut literalmente câmp, de ce ați făcut-o așa de curbată? De ce? De ce? Oricum era aici doar câmp și doar ați expropiat oameni, gen. De ce n-ați făcut-o dreaptă? De multe ori îmi pun întrebarea asta, cu multe autostrăzi. Bine. Nu foarte, da, e destule. Și ceva gen, bă, era câmp, făcea linie dreaptă. Gen, ce era așa greu? Da, unii dacă o fac curbată și la câmp, unde pot să construiască în linie dreaptă, nu vreau să mă gândesc. La munte ce iese. Sau, ei se întrenează pentru munte când o fac strâmbă. Pentru câmpie. Aha. Ai că da. Știți ce zic? Clar e așa. Vine cineva din stai că vine cineva din stânga. Dacă e că n-are cum să vină. Că îs X-uri. Uite. Aici drumul ăi după teren. De înțeles, la autostrada, acolo, că era câmp și era linie dreaptă, de ce? De ce nu? Băgăm semnal din timp, facem stânga, deși nu o să ne vadă nimeni și nu o să-i pese nimănui. Aici e grea intersecția. Că nu știi cine îți vine din curbă. Bine, nu vine nimeni, că suntem pe online, dar zic. Nu e nici chiar așa de grea. Ce drum interesant. Da, uite, eoliana. Da, mi se par animațiile și textura de la eoliana, că e puțin cam out of context, așa, din alt joc. Cred că în mamie. Opa, opa, Penelopa, punem frână, enter. O parcăm profesional? O parcăm profesional. Voi vedeți unde vor să o parcăm? Păi și cred că eu nu pot să fac o manevră din asta. Ia fiți atenți aici. Opa. Spate. Blocăm diferențialul și dăm așa. Și
Și deblocăm diferențialul, că nu mai are sens să-l ținem blocat. Și virăm. Stânga maxim. Mai dreaptă. Da, mă, știu că clientul așteaptă marfa. Na, aproape perfect. Sunt marcaje, sunt marcaje. Sunt coloratine inclinate, de zici că sunt mașine și vreau să fac poze. Așa. Hai în partea asta. Bun, apăsăm pe T, Gata. Gata, curza chat. Frumos, dar nu prea. Și de aici ce avem de transportat? Nimica. Nu, am curse de sute de kilometri, clar. Intrăm în joc. Merem aici sus să vedem ce curse ne oferă. Dacă nu ai aici, oricum ne vedem în următorul episod, că am depășit 15 minute. Asta e acceptabil. Bine, băieți, eu am fost de eu. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă salut și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Bye, bye!